Dacă suflăm în ea, se stinge. Dar dacă nu suflăm în ea, se stinge? Nu se stinge. Haideți să încercăm să turnăm asta. Mai trebuie să facem o dată, trebuia să se întâmple asta. Pentru că aici se întâmplă bulele astea care le vedeți dumneavoastră, voi aici, de fapt, reprezintă un gaz care este mai greu decât aerul și rămâne aici la fund. Și eu trebuie cu foarte mare grijă, dacă nu se întâmplă, nu se întâmplă. Uneori experimentele nu ies. Vedeți că flacăra încearcă să se stingă, nu reușește acum. Vom mai încerca o dată. De la capăt. A făcut bine ce a făcut? Nu am făcut bine, dar pe numele științei avem voie. Da. Ai făcut prostii, ai făcut prostii. Haideți să mai încercăm o dată. Voi pune mai mult oțet? Dacă nu ne iese, nu ne iese, asta este. Oțetul! Haideți să încercăm încă o dată. Acasă mi-a ieșit de fiecare dată, să știți. Ia uitați cum s-a stins! S-a stins! Și n-am suflat în ea! Înăuntru era un gaz. Bioxid de carbon se numește el. Băi, o să vă chinuiți să țineți minte cuvintele astea. Dar ăsta... Bioxid de carbon. Dar el nu lasă să... Vom turna aici puțin apă. Puțin apă vom turna. E multă? Mai acum, dragii mei prieteni, vom face un experiment senzațional. Veți vedea ceva ce n-a văzut nimeni pe lume. Vom da foc lumânării. Asta ați văzut? Lumânării arzând, ați văzut? De că pun eu, bine? Da. Și acum, lasă-o să ardă puțin. Asistenta mea va turna, va pune paharul deasupra. Să vedem ce se întâmplă. Dar se mai întâmplă ceva senzațional. Apa urcă. Ați văzut cum a urcat apa înăuntru? De ce o fi urcat? Habar n-avem. O să vă aflați voi la fizică când veți puțin mai în vârstă. Și acum un alt experiment. Avem un vas. Ce fac cu ea? Pune-o undeva. Pe jos, pune-o jos, nu mă interesează. Experimentul acesta înseamnă să punem niște apă, ulei. Punem ulei cât cuprinde. Prea mult. Se amestecă apa cu uleiul. Îmi alunecă ăsta din mână. Nu se amestecă. Ține-l așa frumos să-l vadă tinerii mei prieteni. Vom pune o picătură de culoare. Să vedeți ce se întâmplă. Hai să mai vedeți. Ia uitați ce frumos se amestecă. A, uite aici. Și acum. Vedeți ce frumos se amestecă? Va trebui să admirați formele acestea care se întâmplă. E parcă din natură. Pregătește o pilulă. Parcă așa se naște materia, cumva. Roșii și cu verde, parcă e albastru. Și uite cum se amestecă culorile, da? Și acum haideți să vedeți ce se întâmplă dacă pune o pilulă. Și acum vom asista la un fenomen senzațional de mai văzut pe planeta noastră. Uitați-vă în ulei cum începe să fiarbă. Se nasc universuri. E o lume nouă care se creează aici. Priviți-o, e pentru voi. E o lume. Planete. Se creează. Planete, universuri. Asta e universul jos și praf care se... Ia uitați-vă. Îl creăm aici împreună. Împreună. Și la sfârșit vom avea un experiment pe care nu l-a văzut nimeni, nici măcar eu. Ia uitați ce frumos se întâmplă. Da. Vezi cum crește? Da. Și n-am făcut nimic. O pilulă de aceea efervescentă, uite cum cade înapoi. Se naște, unele mor, altele rămân. Sunt universurile. E lumea în care trăim noi. Unul dintre ele suntem noi aici. Ca și cum ar fi ouă care cad. Așa, că bine spui. Unele fac pui, alții nu, altele ce nu. Sunt ăștia? Magnet. Desfă-i. Desprinde-i. Tu, că ești bărbat. Desfă-i. Hai, Alin, hai că poți. Tare. Nu poți. N-ai făcut sport. Mișcă-l un pic, Alin. Așa, bravo. Are.
reușit! Haideți să mai vedem în această sticlă, se află ceva, abia l-am comandat, mi-a ajuns acum câteva zile. Se numește ferofluid. Și ce e un ferofluid? E un ulei în care s-a băgat pilitură de fier. Dar e foarte mică pilitura de fier. O să vedem ce se întâmplă. Nu știu nici eu. Dacă aș ști, ți-aș spune. Să vedem ce se întâmplă. Așa. Păi nu știu dacă o să vadă ceva. Haideți să vedem. Deci aici este pilitură de fier. S-a spart asta, a? Mi l-ai spart, a? Nu. S-a spart singur. Alexandra a fost timp și cu ea să vadă și nu se vede bine. Ia uitați-vă înăuntru. Ia uitați-vă înăuntru cum încep să danseze. Ia uitați-vă înăuntru cum încep să danseze. Ia uitați-vă cum încep să danseze. Hai, nu vă înghesuiți prea tare. Vedeți? Ia luați-o din fiecare mână și învârtiți ăsta. Mișcați-l puțin. O să vă murdăriți. Dar nu contează. Un experiment. Iarăși, nemai făcut de nimeni pe această planetă. Avem un balon. Foarte important experimentul ăsta. Punem puțin apă. Clătim. Clătim. Și aruncăm apa. E curată apa. Puteți să aruncăm pe jos, nu? Nu poți să arunci pe jos. Nu poți. Acum vom folosi o mănușă. Ultimul experiment, da? E ultimul. Mulțumim. Și nu cel mai puțin important. Deci punem o mănușă aici. Nu o să curgă prin nicio mănușă, o să se întâmple așa. Trag de mănușă și o să apară norul. N-a apărut niciun nor. Ce acum se întâmplă? De ce n-a mers mai devreme? Vedeți, placăra scoate fum. Nu, placăra scoate fum. Punem aici să intre puțin fum în borcanul nostru. Și o să asistați la ceva ce se întâmplă fiecare zi. În fiecare zi se nasc nori noi pe cer. Și nu se pot naște dacă atmosfera, dacă aerul este perfect curat. În aer trebuie să fie niște particule mici, niște fire de praf, cât se poate de mici. Uitați-vă la balon. Ia uitați cum se face norul, ia uitați. Vedeți? Vedeți cum se naște norul? Cum se cezoșează? Ia, acum. Acum îl vedeți? Uite cum se albicește. Nu se mai albicește. Trebuie să mai lăs. Un borcan foarte mare, o mănușă și de paharul tău cu apă. Și un pahar cu apă. Deci, vom face un nor într-un borcan. Un? Nor. Un nor într-un borcan? Uh-huh. Nu știu cum va fi. Dar nu aduce și ploaia, nu? Dar ai văzut nori? Da, am văzut foarte mulți nori. E foarte simplu. Introduc mănușa. Da. În momentul în care trag mănușa, presiunea din respirație, ai învățat de presiune, chestia de asta? N-ai învățat. Îți spune altceva. Scade temperatura în borcan, e ca la frigider. Scade foarte puțin temperatura și apare un nor. Hai să dau asta la o parte. Va fi... Mi-a dat surpriză. N-a apărut nimic. Pentru că norii nu apar pur și simplu. Pentru că apa se condensează. De condensare auzit? Când trece din gaz în lichid, se numește condensare. Da, când e sub formă de picături. Apa nu trece foarte ușor din lichid în solid. Trebuie să... Din gaz în lichid, e nevoie de ceva. În aer, trebuie să fie niște mici particule de praf. Pentru experimentul nostru, vom folosi fumul de la un chibrit. Îl lăsăm aici. Și să sperăm că iese. Să știi că acasă ne-a reușit de fiecare dată, dar experimentele m-au caracteristică. Suferă de emoții. Tu ai emoții la emisiune? Sunt obișnuită, nu. Te-ai obișnuit? Câte ai? Aoleu, câte emisiuni ai făcut până acum? Foarte multe. Nici nu știu. Nu mă fără nimic. Cum se, eu zic că asta este a patra ediție de Mini TV Show. Oh, ai experiență. Da. Bun. Deci vom face aceeași chestie și voi constata ceva. Se vede norul? Da. Durează foarte puțin. Uite-l. Se aude și un zgomot. E din cauza borcanului care sare pe masă, nu? Nu. Nu. Se aude ceva și el. Cauciucul meu.
Deci uite-te cum se fac norii. Vezi tu, este foarte important. Aici se poate face o lecție de fizică. Norii nu s-ar putea forma în atmosfera Pământului dacă n-ar fi deloc praf. Dacă aerul ar fi perfect curat, norilor ar fi foarte greu să se formeze. E nevoie de mici particule de praf, se numesc aerosol, un cuvânt complicat. Lasă, îi zice deocamdată, îi zice aerosol. În jurul acestor particule de praf se formează micile picături de apă. Tu știi că asta a fost folosită și în războaie? În războiul din Vietnam, vietnamezii transportau arme și, mă rog, și aveau treburi de război prin junglă, pe o șosea. Ca să nu se poată deplasa, că era din pământ, s-au gândit să plouă foarte mult acolo, americani, care erau dușmanii lor. Și ce au făcut? E simplu. Au lansat din avion praf. Ca să se adune apa în jurul particulelor de praf și astfel să se creeze nor și apoi ploaie. Particulele se numea iodură de argint. Se pot provoca ploi artificiale. Principiul este ăsta din borcanul meu. Și peste o vreme am să spun că și pentru fizica aia cea mai grea. Fizica atomului. Auzit de fizica atomului? De atome ai auzit? Mă rog, și pentru o fizică foarte înaltă pe care abia la liceu voi învăța, același experiment este valabil. Ce mi-a trebuit? Un borcan mare. Se poate și cu un borcan mic? Se poate și cu un borcan mai mic, dar nu mânca pe mine mână. Îți merge și cu un borcanel mai mic, ai o mână, bănuiesc ceva mai subțire ca mine. Asta vreau să-ți arăt și pe mine, vezi, asta mă supără la școală. Pe mine m-a supărat școala tot timpul. Pentru că ne-a obligat să învățăm pe de rost. Ne obliga să memorăm tot felul de lucruri. Fizica, matematica, chimia și, ca și drăzit să zic, că și geografia. Se pot învăța experimentând. Degeaba îmi povestești mie de eu știu ce munte. Nu-i mai bine să văd muntele?